prieteni! Mă bucur să ne revedem după o lipsă, o absență mai lungă. Am fost destul de ocupat perioada aceasta anului, mai mult cu oamenii bolnavi. M-am dedicat mai mult misiunii medicale și grădina a rămas pe planul 2. Deși o iubesc atât de mult, totuși oamenii sunt mult mai importanți. Astăzi suntem din nou în solarul de roșii, au crescut destul de înalte, Deși sunt puțin întârziate datorită climei, care dată peste cap la noi a plouat non-stop, a fost rece nopțile încă răcoroase, ploi extrem de abundant aproape în fiecare zi și sigur polenizarea s-a făcut mai greu, bondarii au intrat mai greu pe, pe aici prin solar, dar au început să se lege, vor crește, se fac puțin mai târziu, dar suntem fericiți că sunt produse biologic și sănătoase, le așteptăm să, să se mai mărească, avem aici trei rânduri de roșii lacrima fecioarei, sunt uh, tip inimă de bou, le-ați mai văzut în alte prezentări, încep să-și să mărească gogonelele, se fac destul de mari, unele ating aproape un kilogram. Aici avem un soi nou, sunt tot niște roșii bulgărești, delicioase, nu se fac exagerat de mari, culoare portocalie, foarte, foarte gustoase. În partea cealaltă, dar sunt încă micuțe, sunt în creștere, avem niște tomate gigant, gigant roșu și gigant roz. De acolo ne așteptăm să crească roșii peste un kilogram. Și pe margine avem uh, un rând de roșii culoare închisă, violet, negru, mai multe soiuri le-am încercat anul ăsta. Au început să rodească gogonele, dacă vii mai aproape aici vei vedea unele puțin lunguiețe care deja sunt striate și au o culoare închisă. Undeva acolo, vezi? Să, să se mărească, de acum încolo a venit căldura și nu, avem aici una deja mai mare, este deja destul de măricică și mai cresc, mai cresc, de acum încolo datorită căldurii o să le poată umfla, a fost lipsă de căldură, a fost tot în mărău întuneric sunt pline de flori și în sus, ne așteptăm chiar și producție puternică undeva pe la mijlocul lor și în partea de sus, pentru că jos a tot tras întunericul de ele, n-a fost suficientă căldură la timpul potrivit, dar au rod destul de bun. Acceptabil, zic, cred că vom avea o recoltă frumoasă când vor crește mai mari. Revenim cu imagini, cu noi informații și poate cu roșiile deja coapte, așteptăm oricum și roșiile negre să fie uh, iarăși o surpriză, avem cel puțin vreo 5 soiuri de roșii tomate culoare foarte închisă, violet negru, pline de antioxidanți, antocianin și lacrima feciorii de asemenea care sunt delicioase, sunt gustoase. Până atunci ar mai trebui cu zeamă bordeleză stropită, n-am avut timp nici de asta, am fost atât de rar pe acasă, mai mult mămicile au avut grijă de ele. Anul ăsta n-am avut un aport prea mare la grădină, dar cu ajutorul lui Dumnezeu tot treaba a mers bine. Vă salut cu drag și vă doresc și dumneavoastră succes în grădinărit, în ceea ce faceți. Până la o bună revedere! Doamne ajută să fiți sănătoși!